La Cavnic e deja atmosferă de sărbătoare. Aseară a avut loc un concert de colinde, iar astăzi Brondoși au făcut o paradă și au colindat pe Căvnicari alături de cete de colindători. Brondoșii sunt îmbrăcați în costume tradiționale albe, poartă măști făcute din piele de oaie, ornate cu ciucuri roșii și panglici. Limba roșie atârnă pe mască, iar brondoșii sunt legați cu un ham pe care sunt atârnate mai multe clopote pentru a se face auziți în toată localitatea. Brondoșii sunt mândri de tradiția lor pe care au moștenit-o de la strămoși. Tradiția se umblă cu măști, în plană de miel, opii, obdele, haine tradiționale, clopote formate din tablă, cu limbă în ele. De ce vi se spune Brondoș? Am alungat tare, am 11 de ani. Asta e tradiția, așa e să umblă. Ce veți face de sărbători? Cum umblați? Tot așa, în echipe mari, la oameni, merg acasă, sperăm spiritele rele, alungăm ce-i rău. Pe cine te-a învățat despre tradiția asta? Bunicii mei, străbunicii, ăștia mai bătrâni care au umblat înainte. Mai departe. Da, și noi o ducem în continuare. La Cavnic s-au întors azi pentru a vedea pe Brondoși și oameni care au copilărit în localitate, dar care astăzi locuiesc în alte orașe. Pentru asta am venit din satul mare, să ascult colinzile, văd Brondoșii, pentru că eu aici m-am născut, dar am plecat acum 50 de ani de aici. Ce știți despre Brondoși? Ce vă amintiți de Brondoșii înlătură râul de aici, în localitate, ei au ajutat și a luptat cu tătarii pe care i-au învins alături de cetățenii Căvnicari și cei din împrejurimea Cafnicului atunci când tătarii au năvălit în Cafnic. Oamenii au legat pădurile, le-au tăiat, iar Brondoșii aceștia i-au alungat, i-a speriat caii și au fugit spre loc unde era pădurea tăiată. Au tăiat frânghile și i-au, după care i-au nimicit. A fost să dor să-i revedeți? Da. Da. Vin de obicei aproape în fiecare an să văd tradițiile din Cafnic și nu numai. Am venit fratele de la satul mare, că cu fratele am venit. Adică e mizrajiți. Vă sunt dragi. Da. Până sunt obiceiurile noastre de ani și ani de zile, de când am fost mică. Pe Brondoși de sărbători pe străzi? Da, 3 zile, vedeți, de dimineața până seara, umblă la fiecare casă, cunoștințe, se mai dansează. A treia zi de Crăciun, știu că domnul primar organizează un dans a Brondoșilor chiar aici pe pod și vă așteptăm să veniți, să vedeți pe ei mai așa, în realitate. Și vă așteptăm. Evenimentul se desfășoară anul acesta sub egida Cavnic 300. Mulți oameni au venit să bucure, localnici, s-au alăturat casei de cultură foarte mulți localnici, lucrul ăsta ne îmbucură. Mai mult suntem sub egida Cavnic 300, sunt 300 de ani de când Brondoșii au apărut la Cavnic și de 300 de ani păstrează tradiția vie. Cred că este un lucru formidabil și ne dorim să-l păstrăm cât vom putea de acum încolo. Personal, ce înseamnă această tradiție pentru noi? Înseamnă foarte mult, pentru că noi ne iubim foarte mult localitatea, ne iubim foarte mult trecutul localității și considerăm că acest lucru poate să atragă foarte mult turiști aici la Cavnic. Zona are nevoie și de obiceiuri și tradiții, pentru că suntem o zonă care dorim să ne dezvoltăm și una dintre axele pe care dorim să ne dezvoltăm este turismul și tot ceea ce poate da orașul ca și tradiție către turiști. Turiștii, bineînțeles, că vor fi interesați să vadă
și să vină aici să fie la Cavnic. Costumul de brondoș unde vă este? Costumul de brondoș anul acesta este în cui, cum să spune, pentru că nu am putut să fiu și prezent fizic ca și primar și ca și brondoș, dar cele 3 zile de Crăciun cu siguranță voi fi alături de fiul meu pe străzile din oraș. Se spune că cei care văd brondoșii de sărbătorile de iarnă vor fi feriți de ghinion în anul care vine.